Nașterea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mică marchează prima mare sărbătoare din noul an bisericesc. De aici, numărul mare de credincioși prezenți la slujba oficiată la Catedrala Episcopală Adormirea Maicii Domnului din Giurgiu. Giurgiuvenii s-au rugat pentru sănătatea lor și a familiilor, s-au închinat la moaștele sfinților depuse la catedrală și au adus produse alimentare pentru a fi sfințite. Sfânta Scriptură nu relatează despre acest eveniment, însă scrierile apocrife oferă foarte multe amănunte despre originea și copilăria Fecioarei Maria. Tatăl Fecioarei, Ioachim, era un urmaș al regelui David, iar mama, Ana, era fiica preotului Matan, descendentă din familia preoțească a lui Aaron, împlinindu-se prin aceasta prorocia că Mesia va avea o dublă descendență, împărătească și preoțească. În vremea aceea a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie cu numele Marta l-a primit în casa ei. Și aceasta avea o soră ce se numea Maria, care șezându-se lângă picioarele lui ascultă cuvintele lui. În ceea ce privește tradițiile și obiceiurile legate de Sfânta Maria Mică, se spune că în această zi se marchează hotarul astronomic dintre vară și toamnă. De asemenea, sărbătoarea anunță începutul unor activități specifice, precum culegerea unor plante și fructe tămăduitoare, bătutul nucilor, culesul viilor, semănatul grâului, orzului și secarei de toamnă. Potrivit tradiției populare, la sărbătoarea nașterii Maicii Domnului, ca de altfel la orice mare sărbătoare, nu se fac treburi gospodărești, nu se spală rufe, nu se face curățenie în casă, ca să nu se atragă răul. De ziua nașterii Maicii Domnului, preoții și credincioșii din toate bisericile din Patriarhia Română se vor ruga și pentru pace în lume, întrucât tot mai multe sunt zonele de conflict, a spus Patriarhul Daniel într-un mesaj adresat tinerilor ortodoxi.